Normele de acordare a alocațiilor pentru susținerea familiei au fost primite de primării pentru a fi tipărite și înmânate beneficiarilor abia în data de 21 ianuarie. La Direcția de Protecție Socială a fost întocmit primul dosar, 6 zile mai târziu. Din această cauză, multe familii târgujiene au rămas în luna ianuarie fără acești bani. În luna ianuarie noi avem înregistrate 5 dosare. Termenul acesta a fost scurt datorită actelor normative care au apărut, așa cum am spus, în data de 21 de abia au fost aprobate normele. Pe 2 ne-am dat la tipărit, din 25 am pus la dispoziția formularul. Probabil acești 5 oameni au reușit să-și facă dosarele, încât pe 31 noi să avem deja dosare înregistrate. Aproximativ 70 de persoane se prezintă zilnic la Direcția de Protecție Socială pentru a înainta cererile în vederea obținerii acestor alocații. Am venit să fac și eu dosarul pentru complimentară, dar nu l-am complet. Trebuie să mă duc la gare să iau adeverință fiscală, la taxe și impozite și să depun și eu dosarul pentru copil. Luna ianuarie ați pierdut-o? Am pierdut-o. Pentru alocația complementară a fiului meu, care e minor și până acum am beneficiat de ea, dar acum am înțeles că nu mai ne încadrăm în noua lege. Să înțeleg că sunt veniturile mai mari decât prevede... Veniturile mari ar fi mai mari, dar am o mașină de 9 ani și am înțeles că pentru mașină până în 10 ani nu mai beneficiez. Unii dintre beneficiari nici nu știau că nu își vor mai primi banii aferenții lunii ianuarie. Luna ianuarie ați pierdut-o? Da, la fel trebuie să se dă din nou. Deci nu se mai dă, nu se ține cont și de asta? Nu, o să primiți pe februarie. De asemenea, au fost înăsprite și condițiile de acordare a alocațiilor pentru susținerea familiei. De exemplu, familiile care dețin un autovehicul care nu este mai vechi de 10 ani nu vor mai beneficia de acest sprijin.